a ajuns la concluzia că și el trecuse printr-un fel de reîncarnare, că se transformase și primise un har special, misiunea de a se conecta la muzica pe care o numea mai în glumă, mai în serios, muzică divină. Poate că ești unul dintre cei cărora le place jazzul. Poate nu neapărat. Ce nu ține de gust atunci când e vorba de muzică, îți explică Oliver Sacks în Musicofilia, Neurologul îți spune cum se văd talentul muzical și pasiunea pentru arta sunetelor din punct de vedere științific, și nu numai, pentru că poveștile lui despre muzică și creier intră în detalii legate de cei care devin talentați peste noapte, după ce sunt loviți de trăznet. Uneori, venea ca un adevărat torent de note, fără pauze între ele, cărora trebuia să le dea formă și linie.